Coloana vertebrală cervicală este formată din primele 7 oase de la coloana vertebrală și se extinde de la baza craniului la partea de sus a coloanei vertebrale toracice. Fiecare din primele 2 vertebre are o formă și o funcție unică. Craniul se sprijină pe prima vertebră, denumită atlas, care servește drept pivot. Designul său permite mișcarea de înainte-înapoi a capului, cum ar fi mișcarea pentru da. Axa este situată sub atlas și este proiectată pentru rotație. Un proces dur se articulează cu atlasul, permițând capului să se miște într-o parte și în alta, de exemplu pentru a face mișcarea pentru nu. Fiecare dintre celelalte 5 vertebre susțin greutatea corpului. În jurul acestor vertebre sunt mușchii, ligamentele, vasele sanguine și nervii. În plus, discurile intervertebrale dintre vertebre acționează ca amortizoare pentru coloana vertebrală. Designul vertebrelor cervicale oferă sprijin structural și permite o flexibilitate mare a capului și gâtului.